articolul 39 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 105 alineatul 1, litera A, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, e publicată cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1, alineatul 1. Se convocă Consiliul Local Buciun în ședință ordinară în data de 30 septembrie 2010, pe orele 11, la sediul primăriei Comunei Buciun. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea desemnării membrilor în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Buciun, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Buciun, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Buciun în Comisia de Concurs pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Buciun, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de audit financiar numărul A31-1267-1 din 2907-2016 și a deciziei numărul 50-0813 din 09-2016 emisă de Camera de Conturi Județul Bacău în urma acțiunii de audit financiar asupra conturilor anuale și a execuției bugetare ale OAT Comunei Buciun, inițiator primarul Comunei. 5. Diverse. Doamna președintă. Domnilor colegi, punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Sunt abțineri. Mulțumesc. Mai departe, supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Abțineri. Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului primar pentru a-i spune primul punct din ordinea de zi. Raportul din inițierea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea lui reprezentanța ai Consiliului Local Buciun ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Buciun. Doamnelor și domnilor consilieri, urmarea solicitării formulate prin adresa numărul 3931 din 30.08.2016 de Școala Gimnazială Buciun de a desemna lui reprezentanța ai Consiliului Local Buciun în Consiliul de Administrație al Școlii pentru anul școlar 2016-2017 am inițiat acest proiect de hotărâre prin care se oferă posibilitatea ca în plenul acestei ședințe să se desemneze cei doi reprezentanți solicitați. În conținutul proiectului de hotărâre am formulat propunerea pentru doamna consilier Moldoveanu Gașcu Rodica și domnul consilier Tudor Forinel ca persoane din învățământ sau care au activat în învățământ. Urmând ca această ședință de consiliu să se hotărască prin act administrativ, bineînțeles, aceasta este doar o propunere și care este întemeiată de faptul că în anii anteriori aceste persoane au fost desemnate de consiliul local, iar activitatea în consiliul de administrație al școlii a fost foarte bună. Dacă există alte propuneri, vă rog să le fie formulate și să le supuneți aprobării. Mai precizez că inițierea proiectului de hotărâre care are ca temei legal articolul 1 și articolul 4, litera B din ordinul numărul 4619/2014 al Ministrului Educației Naționale pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ pe universitate în care se precizează. Unitățile de învățământ pe universitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unități de învățământ, sunt conduse de Consiliul de Administrație, de directori și, după caz, de directori ajunți. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorul acum lucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților și cu autoritățile administrației publicilor locale. Consiliul de administrație se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează. În cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți al consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. Având în vedere cele menționate, rog aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Aici, fiindcă au mai fost Moldovean, doamna Moldovean, domnul Tudor, i-am propus-o pe ei. Dacă aveți alte propuneri, doamna președintă. Da, înainte de a da cuvântul doamnei președintea ca comisie juridice, aș avea ca o propunere pe domnul diaconul. Ținând cont că domnul posedă studii superioare, domnul a fost în domeniu, a fost chiar directorul școlii, mă gândesc că ar fi o oportunitate. Dacă sunteți de acord... Se supune la vot, să-i rog. Supunem la vot. Și dau cuvântul doamnei președinte la Comisiei Juridice. Păi, acum... Să zicem așa, poate nu sunt probleme, că mie mi-a semnat că sunteți de acord cu propunerea propusă. Eu am verificat, am mers pe ideea că a doua propunere este făcută direct de domnul primar.
Deci, bine, nu din partea Consiliului Local. Restul membrilor din comisie? Doamna președintă, comisia a fost de acord cu propunerea făcută de mine. Deci, în al doilea... A specificat cineva în comisie. Gata, Deci, supunem la vot propunerile și ordinea, acest punct al ordinii de zi. Prima propunere. Da. E clar. A doua nu se mai supune. Da, dăm cuvântul domnului primar pentru punctul 2 al ordinii de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Bucium, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, urmarea definitivării lucrărilor la construcția căminului cultural din satul Bucium a întablării în cartea funciară a construcției și terenului aferent a sitrului de cadastru se impune inventarierea corespunzătoare a acestui imobil. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 30 din 30.09.2009 a fost inventariată poziția numărul 109 din inventarul domeniului public terenul intragran în suprafață de 2146,48 m² pentru construirea cămin cultural Bucium. Însă, în perioada ce a urmat, această inventariere a fost definitivată și construcția, deci pentru care se impune modificarea corespunzătoare a poziției din inventar, în sensul de a se înscrie clădire cu elementele de identificare și terenul aferent împreună cu anul dobândire și valoare de inventar. Proiectul de hotărâre a fost inițiat urmare a notei de fundamentare prezentată de Comisia de Inventariare a Bunurilor, aparținând domeniului public al comunei Bucium, ca urmare a constatării edificării construcției, respectiv a efectuării recepției finale la aceasta, conform procesului verbal numărul 2046 din 2205-2014, conform legii numărul 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, articolul 7 litera B, dreptul de proprietate publică se dobândește prin achiziții publice efectuate în condițiile legii, iar conform articolul 21 aliniatul 1 și 2, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților de administrativ teritoriale se întocmește după caz de comisii special constituite, conduse de președinții Consiliului Județene, respectiv de primarul general al municipiului București sau de primar. Inventarele întocmite potrivit prevederilor aliniatului 1 se însușesc după caz de Consiliul Județene, de Consiliul General al municipiului București sau de consiliile locale. De asemenea, în anexa numărul 3 la această lege, punctul 5 se precizează domeniul public local al comunilor, orașelor, municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri. Terenul și clădirile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local și Primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt teatrele, bibliotecile, muzeile, spitalele, policlinicile și altele asemenea. Conform dispozitivului articolului 21, alineatul 1, articolul 36, alineatul 2, litera C, articolul 45, alineatul 6, articolul 120, articolul 120 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificări și schimbări de lucrare, Consiliul Local are competența să hotărască cu privire la subiectul supus analizei prin proiectul de hotărâre, iar acțiunea de inventariere este obligatorie și legală. Întrucât în următoarea perioadă dorim să demarăm un proiect pentru dotare căminului, și este necesară dovadă că această construcție aparține domeniului public al comunei, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Mulțumim. Dăm cuvântul doamnei președinte a Comisiei Juridice. Membrii Comisiei Juridice au fost de acord cu privirea proiectului de hotărâre inițial de domnul Sfântul Gabor și de Sfântul. Pentru că sunt abțineri. Mulțumesc. Fac cuvântul domnului primar pentru a expune punctul 3 de la ordinea de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Bucium în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director la școala gimnazială Bucium. Doamnelor și domnilor consilieri, urmarea solicitării formulate prin adresa numărul 676 din 12.09.2016 de școala gimnazială Bucium de a desemna doi reprezentanți ai autorității administrației publice locale care să facă parte din comisia de concurs în cadrul Inspectoratului Județean Școlar Bacău pentru ocuparea funcției de director la școala gimnazială Bucium a inițiat acest proiect de hotărâre. Întrucât conform legii numărul 215/2001 privind administrația publică locală prin autorități ale administrației publice locale,
publice se înțelege conform articolul 3 alineatul 2, consiliile locale ca autorități deliberative și primarii ca autorități executive, am considerat ca din cei doi membri solicitanți, unul va fi reprezentantul primarului comunei, iar celălalt va fi reprezentantul consiliului local. Prin urmare, în conținutul proiectului de hotărâre am formulat propunerea de a fi desemnată ca reprezentant al consiliului local Bucium, doamna consilier moldoveanu Gașcu Rodica, cadru didactic care are nivelul de studii cel puțin cu nivelul de studii al candidaților. Așa cum se precizează și în Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice numărul 5080 din 2016 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director ajung din unitățile de învățământ pe universitar, articolul 12, alineatul 1, litera B, urmând ca în această ședință Consiliul să se hotărască printr-o hotărâre în acest sens. Bineînțeles, aceasta este doar o propunere în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre. Dacă există alte propuneri mai bine argumentate, vă rog să le formulați și să le supuneți aprobării. Mai precizez că inițiarea proiectului de hotărâre are ca temei legal articolul 12, alineatul 1, litera B din Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, numărul 5080 din 2016 și articolul 36, alineatul 2, litera D, articolul 36, alineatul 6, litera A, punctul 1 și articolul 45, alineatul 6 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificări și corectările ulterioare. Având în vedere cele menționate, rog aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Doamna președinte. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei președinte a Comisiei Juridice. Membrii Comisiei am alinat propunerea făcută de către domnul primar și a fost pentru totul de acord. Mulțumesc și eu. Supunem la vot cine este pentru. Dacă sunt abțineri, mulțumesc. Vă dau cuvântul pentru a prezenta punctul 3 al ordinii de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la însușirea raportului de audit financiar numărul A31-1267-1 din 29.07.2016 și a deciziei numărul 50 din 13.09.2016 emise de Camera de Conturi de Bacău în urma acțiunii de audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2015 la UAT Comunei Bucium. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre supus astăzi analizei dumneavoastră are în conținut aprobarea raportului de audit financiar numărul A31-1267-1 din 29.07.2016 și a deciziei numărul 50 din 13.09.2016 de execuție bugetară pentru anul 2015 la UAT Comunei. După cum știți deja, în perioada 26 iulie 27 august 2016 s-a desfășurat acțiunea de control efectuată de inspectorul Camerei de Conturi al județului Bacău la Primăria Comunei Bucium. În urma desfășurării acestei acțiuni s-a comunicat către instituția noastră adresa numărul 1450/1 din 13.09.2016, prin care s-a înaintat raportul de audit financiar numărul A31-1267/1 din 29.07.2016 și decizia numărul 50 din 13.09.20 din 2016, adresată înregistrată la instituția noastră la numărul 4137 din 16.09.2016. Documentele pe care le-am atașat proiectul de hotărâre și care fac parte din aceasta. Materialul este destul de vast, tocmai de aceea am trebuit face obiectul analizei mai întâi pe comisii de specialitate și pe baza celor concluzionate. În urma analizei pe comisii urmează a fi analizat și în plen, drept pentru care nu voi mai detalia fiecare măsură stabilită în parte. Precizez totuși că demirul legal al inițierii proiectului de hotărâre este prevăzut în hotărârea plenului Curții de Conturi numărul 155/2014 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și clarificarea actelor rezultate din aceste activități numărul 181, care prevede printre altele și faptul că în cazul controlului efectuate de entități la entitățile aparținând administrației publice locale, decizia va cuprinde o ultimă mențiune din care se rezulte că în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii, conducătorul entității la care s-a efectuat verificare va prezenta Consiliul Județean, Consiliul Local, Consiliul de Administrație, Ordonatorului Secundar, Ordonatorului Principal de Credite sau alte organisme ierarhice superioare în funcție de modul în care este organizată și condusă entitatea, o copie de pe raportul de control și de pe decizia cu măsurile dispuse de către structurile Curții de Conturi. După prezentarea, transmiterea acestora, conducătorul entității verificate va informa în scris structura de specialitate a Curții de Conturi care a efectuat acțiuni de control cu privire la îndeplinirea acestei obligații, precum și în dispoziția articolului 36, alineatul 1,
articolul 36 alineatul 2 litera B, articolul 36 alineatul 4 litera A și articolul 45 alineatul 6 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Față de cele prezentate, are loc analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Aici este vorba de curtea de conturi, care știți că am avut-o, costat o lună jumate la Comuna Bucium. Au găsit câteva nereguli, față de alte primării, unde găsesc nereguli mult mai mari. La unele mi se pare corect, la unele nu mi se părea corect, dar ei decid, ei hotărăsc. Și cred că a studiat cu toți, ați avut toți materialul, într-o oră jumate, v-ați uitat, ați văzut, am avut la meu o imputare de vreo 50 de milioane în mare, vorbesc de 5.000 de lei, recuperat, IQ-ul recuperat, Cristina e imputat, nu cred că e legat. La Tudor Cristina, asistent social, i-am dat pe cei 25%, în care spunea legea că pentru asistenții sociali, ei au venit și au întors-o și au spus că numai asistenții care au activitate în continuu, dar Tudor Cristina, care merge din o gradă în toate, în toate casele de la Rom, calcă prin mizerie, intră în mizerie, intră pe în toate, face documente de... Na, asta au spus că e nelegal. I-am imputat suma dată. Fiindcă i-am dat 25%, i-am imputat numai 15%, fiindcă 10% era majorarea și i-am făcut decizii de recuperare a banilor. Atât am avut. Cristina, cu imputarea, IQ, NDN-ul recuperat, mai rămâne din colo, chiar și aici mi se pare ne la locul ei, nu mi se pare corect. Spune că ar fi o lege din 2008 în care bascula când iese din balastare, din balastier, s-au plecat cu asfalt, așa la casa de marcat, trece pe cântar și este un bun cu greutatea, ora, minutul, secunda și unde duci. Au spus, s-au luat că basculantele. În cartea lor tehnică spune că capacitatea maximă e 26 de tone și cum de-au cărat 30. Și eu în mașina mea spune să pot să pun 200 de kilograme în portbagaj și pun 500. Nu-i treabă, n-ar fi treaba Curții de Conturi, n-ar fi treaba Curții de Conturi ca de ce ai pus mai mult pe mașină, pentru că ai pus mai greutatea, depășești greutatea maximă de tonaj, e traficul rutier în care te trage pe cântar și te amendează. Drumul, am mers în teren, drumul e și mai lat, și mai gros, și în loc de 2,75, 2,85 cu 10 cm mai lat, în unele părți alte și mai lat și mai gros, cantitatea este adusă toată, numai că în loc de, ei dacă erau 26 de tone, punea pe mașină, trebuia să vină 100 de mașini. Punând 30 de tone, au venit 90 de mașini. Și le-am imputat diferența aceea de la 26, cum ar fi adus-o. N-au avut cine să-i reprezinte, au venit un băiat de la ei, de la societate, au venit un director, n-au știut să-i explice de ce și să aducă bonuri fiscale. De unde să mai aduci bonuri fiscale dacă la fiecare mașină ei au avut note de transport, fișe de transport, tot ce trebuie cu cantitatea de 30 de tone pe ea, cât au pus. Nu le-au luat în considerare pe cei. Poți de acelea să poată să facă în fiecare zi. Bonul ca la casa de marcă. Nu s-au auzit, eu n-am auzit și nici ei n-au auzit în județul Bacău. Nici eu n-am auzit, nici ei, nici dirigintele de șantier, aveam dirigintele de șantier. Asta e o cradă de asta mică, n-am dirigintele de șantier. Da, cu răbufătul care mare, am dirigintele de șantier, dirigintele de șantier care toată țara asta umblă. N-am auzit. E legea aceea din 2008, în care iese bascula din balastieră, trece pe cânt, mă, ne treacă o fi, vă, ne treacă, ce balastieră o fi. Care au cântat, care au cântat și bun de marcat, ca la casa de marcat, iese ora data și cantitatea de mașină. Deci le-au imputat 130.000 de lei, e o sumă foarte mare, în care nu știu, o să fie greu de recuperat.
o să fie greu de recuperat. Eu am mai făcut, n-am mai venit să lucreze după alegeri. Au plecat la alte comune și orașe unde au tras tare cu asta, totuși, ca să termine, să dea la toți bine. După, acum, luna asta am primit de la București că s-au epuizat banii pe 2016 peste 80% și le-au notificat pe toți, le dăm sestare să nu mai lucreze. Ei n-au decât lucrat, în vară au mai lucrat 4 podiezi, tubulare de 800 și cu radierul la un zid de sprijin și au început 10 metri de șanț betonat. Sper să vină și să apuce de treabă și din suma care m-am să le dau, să-și torneze. Plus că vin cu cât îi plătești mai târziu, penalizare, la penalizare, să mai ridică, nu mai, să mai ridică mai mult. Cam asta în mare ce au avut. În rest, față de alte comunii, eu cred că sunt bine. Față, asta e părerea mea, nu știu părerea dumneavoastră, ce părerea aveți, dar eu cred că față de alte comunii, stăm mai bine. Întotdeauna la lucrările mari mi-am fost diriginte de șantier. Școala de la Răcăuș, toate, tot ce am făcut lucrări mari, diriginte că nu mă depășește. Cam asta este, domnul consilier, în mare la punctul ăsta. Trebuia să vă aduc la cunoștință, așa spune în lege, cu toate contul, să vă aduc la cunoștință. Și o să le transmitem, doamna președintă. Mulțumim. Dăm cuvântul domnilor pentru a-și expune punctul de vedere ca șef al Comisiei Economice. Îmi aduc aminte că acum 3 ani, dintre era doar Curtea de Conturi, să dăm o hotărâre cu privire la ce am discutat noi, ca să ceea ce n-am fost atunci de acord. Acum văd că și-au schimbat metoda și ne cere să ne însușim. Materialul este vast, într-adevăr, dar eu l-am citit ca coadă, așa cum și dumneavoastră l-ați avut la expoziție. Sunt foarte multe lucruri acolo care se repetă, parcă căutați să completeze niște pagini. Lucrurile esențiale sunt cele care le-a expus și domnul primar. Sunt constatări. Abateri grave nu le văd unde sunt. Cât privește soția, ar vrea să menționez în procesul verbal, nu mă abțin, nu am dreptul să spun absolut nimic, fiind așa scrie la lege. Cât privește celelalte probleme, s-au dat termene, cred că termenul este 20-12-2016, când vor veni și vor constata ce s-a îndeplinit din cele constatate dumnealor. Punctul de vedere al Comisiei este că, într-adevăr, ne însușim materialul cu anumite obiecțiuni, fiecare ceva, dar ca întreg al Comisiei, considerați că ne-am însușit proiectul de hotărâre și rămânem ca sumele care sunt destul de mici, parte din ele au fost recuperate. Nu mai a rămas societatea care... Unde va fi într-adevăr? Dar toate astea cad în capul meu. Da, da. Să știți că nu vă bate nimeni în poartă. Toate vin pentru primarul este... Nu recupere suma, îmi confiscă și valoarea, dacă ce găsești și de la până la un an. Am văzut până la un an pușcării. Sau amendă de nașă. Deci primarul este... Eu sunt donatorul de credite pentru orice neregulă. De asemenea, ca să... Orice bani dat, nejustificat. Văzut în procesul verbal, în raportul prezentat de Curtea de Conturi, este prevăzut capitol separat pentru școala gimnazială de la Buciu. Unde nu au fost constatate abateri. Da. Punctul de vedere este, ne-am însușit raportul. Ceea ce înseamnă că l-am citit, l-am dezbătut, l-am analizat. Mulțumim și supunem la vot. Am votat. Cine este pentru?
căzută. Da, pe pomul. Aveți comisie și pe juridic. Și la juridic. Dați și la... Da, și la... Aveți și pe juridic, pentru că toată lumea trebuie să joace. Da, și atunci și membrii comisiei au fost... au aprobat. Nu, nu, nu. Nu sunt parte în scrie la comisie, da? Nu. Ca așa trebuie specificat. Ne-am însușit. Bine, mulțumim și trecem la, la diverse, dacă diverse, da, da. Dacă aveți dacă probleme, sunt ceva probleme, probleme legate de administrație, pot să vă... înainte de a începe cu, dacă aveți ceva la diverse, am da. Început cu becurile, sâmbătă, toată ziua am schimbat becul la Răcăuți, pe toate ulițele. Bucium am început cu PT1, e gata, ieri și alaltă ieri. Mâine, de acum luni, marți, miercuri și joi, să termin punctele celelalte, 2 și 3. Lemnii la primărie s-au adus, lemnii la școală sau suntem de aproape gata, trebuie tăiate, aranjate, puse la locul lor. Vă informez, în mare, cam ce s-a făcut, ce trebuie să ne pregătim pentru pregătirile de iarnă. Deocamdată, pregătirile de iarnă, vorbim de lemn. A doua pregătire de iarnă o să fie pentru dezăpezec drumul, da? Și acolo probleme nu o să fie, la dezăpezare vă informez din înainte. Avem tractorul, avem buldo, avem băietul pe Ionuț de pe, pe microbus care sper. Dacă ați văzut că îl folosesc, ați văzut pe Ionuț al meu, îl folosește pe microbus șofer, de la 8 la 12 pun becuri cu el, de la 2 până seara pun becuri cu el, am nevoie de buldo, împinge, trage, merge. Deocamdată am pus mâna pe un băiet extraordinar de bun. Și local. Și local de aici, și eu îi dau voie când are nevoie Ionuț, fă-ți treaba. Și el sâmbătă, nu a comentat, a mers cu mine până la ora 2, 3 aproape și am terminat o Răcăuță sâmbătă. Sâmbătă am terminat o Răcăuță cu el. Are o diplomă de electrician de întreținere, l-am dotat cu tot ce trebuie, cu echipament corespunzător. Îl mai câte de o lecuță, că m-am găsit mănuși din alea cauciucate. La primul stâlp a fost mai greu și la al doilea, că tremura scara cu tot cu picioarele lui. Nu urca niciodată sus. Dar cu mine am stat stâlp de stâlp și sâmbătă și ieri și alaltă ieri, cu ochii pe el, că eu le-am totul e bătrân. Știu mult. Am învățat mult și am furat mult. Când am văzut că face omul, i-am furat meseria, nu trebuie să mai... la meserie. În rest, așteptăm să culegem șluguri, să facem vinul. Dacă mai aveți alte probleme, eu m-am informat în mare, acum dacă mai aveți fiecare probleme separate de administrație, s-a zis eu. Da, mulțumesc, doamna. Stimați colegi, domnul primar, doamna secretară, știm cu toții că punctul de vedere, într-adevăr, este punctul în care trebuie să ne exprimăm situațiile din razele de activitate prin care ne aparțin. Vreau să vă exprim în fața dumneavoastră și să vă spun, știți, că în vara asta am avut câteva calamități naturale, adică venirea apelor mari ne-au dat de muncă. Vreau să vă spun special, în mod special, activitatea domnului primar, activitatea domnului viceprimar, că a fost noapte, că a fost zi, deci au fost prezenți în frunte cu mine, într-adevăr, în raza de activitate. Dacă stăm și analizăm situațiile, deci nu este chiar atât de ușor. Aici vreau să-i mulțumesc domnului primar special pentru eforturile deosebite depuse pe raza de activitate în cadrul sectorului de activitate în care ne aparțin. Nu știu dacă știți, s-a efectuat în sectorul de activitate, către Rome, acolo s-a făcut un fel de șans. De dig. Așa? Devierea cursului apei. Vreau să arăt aici că, într-adevăr, chiar stăteam de vorbă cu domnul primar și discutam problema, domnule, oare va da rezultate la venirea apei mari? Vreau să vă spun că, într-adevăr, apa mare a venit așa cum a spus domnul primar, dacă vine mai mică, ci câștigăm. Într-adevăr, apa a venit mai mică, a adâncit canalul, deci l-a adâncit mai jos
și într-adevăr a dat rezultate. Vreau să mai arăt că către Sorin acolo, domnul primar, deci eu cam 20 de metri a spart un pic, poate s-ar putea și aici aș face o propunere să într-o zi când ați avea dumneavoastră timp să mai deplasați un pic buldoz să facem bucățe cu șaia acolo. Da. Tocmai la jos, către canal, s-a depozitat un strat, deci ceea ce a săpat din adâncimea canalului s-a depozitat tocmai la capăt. Și cred că este bine să-l luăm de acolo, zic eu, după părerea mea, ca să-i dăm drumul la cursul apei mai repede. O să analizați dumneavoastră situația asta prin care spun. Deci aici, din nou, vin cu mulțumire. O altă problemă prin care vreau să vă spun dumneavoastră, aș avea problema iluminatul public. Am foarte multe becuri în sat prin care nu merg. Și sunt chiar în raza, deci nu funcționează, sunt chiar în raza de activitate acolo unde este chioșcurile alea, știți? Și au venit, deci la mine mi-a spus, băi, uite, 4-5 stâlpi la rând, deci nu merge becul. Eu am să aduc la cunoștință domnului primar. Asta ar fi una. O a doua problemă care aș vrea să vă întreb, da, am auzit și am înțeles din cuvintele dumneavoastră probleme, dacă se mai execută rigolii prin marginea șanțului, marginea... Da, dacă se mai execută sisteme de canalizare. Cam atât. Vă mulțumesc și rămân în continuare aceeași... Pentru la conțe acolo, am improvizat. Și am deviat râul Cașin că la Rom, era aproape de Rom, venea, mai sunt câțiva metri până la casă. Ce am făcut este o improvizație. O mie de ape mici, în cap de canalizarea aia și poate o mai adâncești. Dacă nu vine aceea de 4 metri și de 3 metri viitura, ia cu totul ce am făcut, dar o mie potrivită în cap acolo. O mie potrivită și nu mai roade de malul ăsta în curba aia de 90 de grade aproape de casele romilor. Și la Sorin din acolo în partea elată tot la fel. Am început, tot la fel am deviat, dar ales pentru ploi la jumatea celor mari care vin. Pentru la în 2017 la buget, din toată sărăcia noastră, poate găsăm niște bani, am vorbit cu cineva, mi-au făcut un deviz cu gabioane, cu cum trebuie amenajat, trebuie făcut aici la comunitatea de romi, neapărat, că de câte ori vine mare, 200 de case și o parte din dumneavoastră a spus, ia doar când mi-i tăvărește 2005, 2010, 2012, 2016, mi-i tăvărește. Numai noi știm, după ce trece viitura, ce mai rămâne. Sper ca prin digul ăsta care îl fac, de vreo 4 metri, 2 metri jos în albea râului, și cu vreo 2 în afară de 4 metri înălțămii, să mai oprească din nisip și din mâl. Să nu mai treacă mâlul și nisipul prin el. Să treacă numai apa aia tur, când vine de 4 metri, când vine mai mare, când depășește podul care e făcut o jumătate de metru peste el, ori ia podul, ori scapă podul, dar toată mizerie aceea. Cu crenci, cu bolovani, cu aluviuni, broaște, șerchi, toate prin ogada și prin casă lor. Măcar pentru la anul, măcar 100 de metri. Eu am în vară, când au fost de la Viitura, au venit de la Bacău, au trecut 150 de metri de dig care au fost luat de apă. M-am sunat mereu, noi am primit aprobarea de refacere drumuri și bani, dar pentru al apele române, fiindcă digul era al apelor români, banii cei vreo 2 miliarde o să ajungă la ei. Estimarea comisiei care au fost de la Bacău. Estimarea comisiei. Dacă a dat Dumnezeu să vină și acei 150 de metri, și cu, să mai prind și noi 100, pe măcar 100 de metri să facem în 2017, ar fi ceva pentru ei, măcar cât de cât n-ar mai veni apa, tot să duci. Apa ia. De începe vaselor comunicat. Nu în cap, în gâtul de la pod, o ia în ei, să umflă până sus. La... Ia pentru la pletea la Sorin acolo, unde știți că o cumpăra la moara Vechei, unde a fost moara de la Ciuchiș,
Când a cumpărat și a asumat răspunderea călcătorește asta. Anul ăsta, când au venit în vară, el nu știe. Dar comisia au fost să-i vie strămutare. Tot scrie mereu pe la prefectură că i-a luat apa 500 de metri din ea. Nu! Apa nu i-a luat nimic din proprietatea care a cumpărat-o el. Tot acolo sunt arinii, malurile tot acolo. A gurlănit un pic pe ești pe acolo, cum a gurlănit apa printre rădățimile celea. Și are o fântână unde o mai lua după ea, malul. Dar apa, dar care știți acolo, e o zonă, un cerc de 180 de grade. Un cerc, da? Un cerc. Apa vine așa, când o ia pe de-a dreptul, când e mare de 4 metri, o ia pe de-a dreptul. Când o cumpăr așa, s-o mă răspundere. Și unde, normal, nu pot, nici nu se poate, bani mulți, nu avem noi dreptul să facem diguire pe malul apelor. Că sapele români. Pentru o singură persoană tot îmi face scrisoare, tot îmi face că el plătește, nu știu, pentru că nu poți să tot 8 ani, că nu vrea să își plătească, că noi nu-i facem nimic. Că nu gunoiul, că nu ia gunoiul, gunoiul, dacă nu se duce mașina acolo. Deci nu plătește gunoiul, taxa pe gunoi. Nu plătește că... iluminat public. Nu poți să-i bag iluminat public lui acolo până la el. Se ducă noaptea, fiind curentul așa de scump, și contorul îi dă încoace de apă a lui, ca să tirești. Nu-i mai trebuie lemn toată iarna. Eu nu pot să trec prin apă și prin gheață să mă duc să-l controlez pe el noaptea, la două noaptea, dacă are reșou un... Nu pot să-i dau facilități. N-am cum. Decât l-am mai ajutat cu buldo, l-am întrebat când la ultima viitură dacă vrea să-l ajutăm, m-a zis că se descurcă singur și pe urmă mi-a zis la prefectură. Cred că soția lui, că eu l-am întrebat, l-am sunat și am zis, domn primar, eu nu știu nimic, abar nu am. Na, cred că soția, na, că e soția. Eu am să-i dau un răspuns. Tura asta l-am scăpat. Următoarea tură, când mai vine apa mare, m-am rugat de aia să nu-i deie strămutare. Următoarea tură îi dau strămutare și s-o termină. Că nu se poate pentru o singură persoană care nici nu are buletin de aia, locuiește, are un loc unde o locuie. Nu-i o zăzești că locuiește efectiv. Au apartament în oraș, au buletin de oraș amândoi, acolo vii ca la o casă de vacanță. Sau cine mai ține eu, în corul tui, câțiva curcani și nu avem, nu se poate cu mâna bucium, din sărăcia care o are, să facem acolo 1500 de 1000 de metri de dig. Nu, pentru casă n-are, când o cumpărat acum câțiva ani de zile, plus că pe gârla veche de la Moara Ciuchiș, care era acolo, o deviat apa de sus din curbă, de sus din buclă și alimentează două iazuri. Păi, dar unde a făcut acolo dig sus și se vină apa pe gârlă, nu acolo când o ia apa și vine prin ogradă. Dar nu se poate și cu iazuri și fără mără în ogradă, când vine apa mare. Cam asta e acolo, nu se poate, nu m-am tot gândit. I-am spus, măi Sorine, vinde-o mă tată, mută timp, fă-mă ceva, că nu se poate pentru o singură persoană, că de ce fac la țigani, de ce fac la romi. Păi sunt 200 de case care mi-l tăvălește acolo. Sunt 200. Sunt 200 de case, sunt 500 de suflete. 900 de suflete. Da, care mi-l tăvălește. Tot mereu mă tachinează cu romii. Unde să-i mutăm? Unde să-i muți pe romii? Ce să le faci? Au niște boși de uși, n-au palate. Niște poteții de case. Că dacă ar avea săraci, au început totuși să mai caute, să mai cumpere teren, să mai plece pe deal în partea altă. Nu au. Nu au bani săraci. Și să încercăm pentru la anul, dacă om avea posibilitatea, măcar să-mi vadă, măcar să începe, măcar că aici în curba aia la 90 de grade, e mare câteva metri și ajunge la Germania. Rupi tot. Că e balastru, apa vine de 3 metri înălțime și roade că e balastru, nu-i stâncă, nu-i nimic. Cam asta e, cu becuri, o să ajung săptămâna care vine la Conț, să văd și becuri sunt lipsi acolo, care nu funcționează, o să le schimbăm și acolo.
Alte probleme? Nu, de care nu știu din tachete și o zi bună.